I love, I love, I love Numele meu este călin iepure și astăzi vreau să vă vorbesc despre micile failuri. Despre failurile noastre de zi cu zi. Despre failurile noastre de zi cu zi. Dar înainte de asta, pentru că mi-au spus cei de la regie că oamenii deja stau pe scaune de oră și ceva. Vă propun, doar cu acordul vostru, vă propun să facem un mic exercițiu. Vor fi două exerciții, de fapt e un exercițiu mare, dar e împărțit în două părți, și vă propun să facem un mic exercițiu. Sunteți de acord să faceți? Da sau da? Bun. Ce vă invit este o să vă invit la un moment dat când voi zice start. Să vă ridicați în picioare. Nu vă plimbați prin sală, doar vă găsiți cea mai apropiată persoană și cu o față schimonosită, total neprietenoasă vă uitați la el și dați mâna. Și ăsta e tot exercițiul, dar vă rog, nu faceți nimic altceva. Deci, vreți să repet sau a înțeles toată lumea? A înțeles toată lumea. Super, dacă a înțeles toată lumea, avem pentru asta 30 de secunde, start! Start! Față schimonosită. Bun, mulțumesc, vă invit să luați loc. Vă invit să luați loc. Față schimonosită, da? Cum v-ați simțit? Nașpa. Cuvânt tehnic e nașpa. Vă invit să țineți minte această senzație, pentru că vom continua acest exercițiu la final. Era 7 octombrie 2016. 7 octombrie este ziua mea de naștere împlineam, nu contează cât împlineam, ce e important este faptul că în 7 octombrie 2016 aveam o conferință la București. Și după cum probabil știți deja, eu locuiesc aici în Timișoara, mi-am pregătit toate bagajele de coseară înainte, pregătit să mă duc la conferința respectivă, aveam tot ceea ce e nevoie, doar că se întâmplă dimineața ceva. Nu am auzit ceasul deșteptător. M-am trezit la un moment dat brusc cu sudoare pe față și mă uit la ceas și mai aveam cam 50 de minute până urma să decoleze avion. Mă ridic brusc, mă uit uh, la soția mea Mara și zic: uh, "Mara, întârziu la avion, întârziu la avion." Și în mintea mea, în momentul respectiv, a rulat ca un virus următoarea frază: Azi e o zi de... Da, ați ghicit cuvântul. Ați ghicit cuvântul. Și faza este că am și verbalizat aceste, aceste, cuvinte. Mă uit către Mara și zic, Mara, astăzi este o zi de... Bip, bip, bip. Mara se uită la mine cu o privire blândă, ca de Hollywood, îmbrăcată dintr-o pijama, într-o pijama tot de Hollywood, Pune mâna pe mine, mă privește în ochi și cu ochii ei albaștri ca oceanul, zâmbind îmi spune, auzi Căline, astăzi este ziua ta. Astăzi este o zi minunată. Promitem -mi că o să crezi acest lucru. i am promis, bineînțeles, dar m-am dus repede la baie și în timp ce mă uitam în oglindă, zic, cum naiba să fie asta o zi minunată când începe atât de nașpa? E, hey. Bine, mă îmbrac repede, îmi iau bagajele, cobor, cobor în, în, sufragerie, încep să caut toate Uber-ele și toate, toate mașinile, taxiurile care ar fi putut fi în Timișoara, dar culmea e că era o zi minunată, într-adevăr. Nu exista nici un Uber, care în mod normal venea una-două minute, nu exista nici un Uber în jurul nostru. Mara, bineînțeles, și ia geaca, și în pijama, mă duce la aeroport. Pe drum, eu tot o repetam într-una. Azi e o zi minunată, azi e o zi minunată. Ajung la aeroport, um, intru într um, bineînțeles, îmi îm, îm, îmbrățișez soția, o pop, uh, intru un aeroport uh, foarte entuziasc, cu bagajul de mână, uh, ajung să uh, scanez tichetul, ajung la poarta, la poarta de verificare, îmi pun bagajul, îmi desfac uh, cureaua, îmi desfac, uh, pan, îmi, desfac uh, îmi scot toate lucrurile din buzunar. Mă așez și mă duc spre poartă și la un moment dat, ce credeți? Bip, 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 bip. Vă știați că sunt bocanci care au în ei bucăți de fier? Ei bine, eu nu știam. Mă duc, mă descați după ce mă descalz, dau din nou să trec de poarta stelară și la un moment dat se aude din nou bip, 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 dar de data asta se auzea de la bagajul meu. Alertă de pericol de inflamat. Inflamabile, pericol inflamabil. Mă duc la cei de acolo, zice domnul iepure, vă rog frumos să stați aici, între timp mai apar doi gardieni din noia care se uitau foarte suspect la mine, îmi verifică laptopul, îmi verifică tableta, îmi verifică telefonul, îmi verifică tot, îmi verifică și la un moment dat, dându-seama că sunt un non-piroman, mă lasă să mă duc la, aer la avion. Ajung ultimul în avion și în timp ce urcam scar, scările de la avion, îmi făceam cruce și ziceam, Doamne ajută, azi e o zi minunată. Urc în avion, apuc să ațipesc și la un moment dat se aude un zgâlțâit, oamenii se uitau unii panicați la alții, într-adevăr era un ATR de la Tarom și panicat îmi scuipam în sân și ziceam, azi e o zi minunată. Într-un final ajungem în București, zic, Doamne ajută, am ajuns la București în această zi minunată, o fi știind mara ceva, de aia că am scăpat probabil o zi minunată, mă ia autobuzul de la avion, ajungem în aeroport și când ajung în aeroport, ia sacoul de unde nu-i. Îl uitasem în avion. Dar îmi spun, bineînțeles, azi e o zi minunată și între timp apare o stuardeză care mi-aduce sacoul. Zic de data asta nu mai caut Uber, Bolt, de data asta iau direct un taxi, mă uit, mă, mă urc într un în primul taxi pe care l văd și acel șofer, cred că era văr îndepărtat cu Schumacher. Pentru că cu o viteză de deamnă de Schumacher mă duce direct la hotel, când ajungem la hotel, vreau să mă dau jos din uh, taxi, și zice: "Nu, nu, domnul, zice: "Stați puțin că vreau să dau cu spatele." Și în timp ce dădea cu spatele, în timp ce dădea cu spatele, la un moment dat buf, dă într-un stâlp. Dar eu? Azi e o zi minunată, nu? Nu știu dacă mai credeam, dar mi-o ziceam într-una. Repede îmi iau bagajele din porbagaj, mă îndrept spre sala unde urma să se desfășoare conferința și știți senzația aia când crezi că ai ajuns la momentul potrivit la o conferință? E bine, asta nu era un moment de genul ăla. Nu era un moment de genul ăla, pentru că în momentul în care am intrat, prietenul meu, Andy Sechei, care organiza toată acea conferință, zice, Căline, bine că ai venit. Te invit să vii pe scenă și să spui câteva cuvinte. Nu aveam niciun speech pregătit, nu știam despre ce să vorbesc, dar probabil mi-a ieșit speech respectiv, pentru că în mintea mea spuneam că azi e o zi minunată, nu-i așa? Ei bine, S-a desfășurat foarte bine discursul, în pauză, pentru că sunt un networker foarte, foarte doritor de networking. Făcând networking, la un moment dat mă gândesc să mă duc să mănânc și eu ceva, să ciugulesc și eu ceva. Când ajung la locul unde era mâncarea, nici urmă de, nici măcar o bucățică de salată nu mai era. Dar în mintea mea îmi spun, azi e o zi minunată. La finalul conferinței, la finalul conferinței, i-am ajutat pe organizator să pună rol la la loc și îmi spun, în sfârșit, a fost bine, a fost o zi. Hai să-mi sun și eu doi prieteni. Iau telefonul, dau telefon și îmi sunt doi prieteni din București pe care vreau să invit și eu la un șpriț, pentru că, nu așa, era ziua mea. Îl sun pe primul, nu era în București. Îl sun pe al doilea, nu era disponibil. Și zic, halal zi minunată. Pe cine naiba mai păcălesc? Și în momentul acela, îmi sună telefonul. Un prieten, trainer, care fusese și el la conferință mai devreme, de conferința din ziua respectivă, îmi spune, Căline, te invităm la un restaurant aici în București, pentru că am pregătit o surpriză de ziua ta. Dragii mei, acum, dacă stau să mă gândesc și dacă cineva m-ar întreba în acest moment, Căline, cum a fost ziua ta? Ce i spune? Cu siguranță i spune că a fost o zi minunată. Mai țineți minte exercițiul de mai devreme? Vă invit să găsiți exact aceeași persoană și urmează să facem a doua parte a exercițiului. Ce vă invit este de această dată, să vă uitați în ochii persoanei și cu o atitudine prietenoasă, cu o atitudine deschisă, vă invit să vă uitați la el, să-i dați mâna și să-i spuneți mă bucur că ești aici. Sau e o zi minunată. 30 de secunde, haideți! Start! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Este oare asta o senzație diferită față de senzația de la început? Da sau? Câți dintre voi ați simțit o senzație mult mai bună și diferită față de prima senzație? Einstein, unul din mari gânditori ai secolului trecut, Albert Einstein, spunea așa, există o întrebare primordială pe care merită să ne o adresăm. Și în funcție de această întrebare, ne manifestăm în viața noastră de zi cu zi, ba mai mult, în funcție de această întrebare, ne, ne trăim viața noastră. Știți care este această întrebare? Sună în felul următor. Este Universul un loc prietenos? sau neprietenos. Pentru că în momentul în care considerăm că Universul este un loc prietenos, vom fi mult mai calți cu ceilalți, vom fi mai deschiși, vom fi mai predispuși spre parteneriate, vom fi mult mai optimiști. În momentul în care considerăm că Universul este un loc neprietenos, o să fim sobri, o să fim închiși, o să fim mai uricioși. Și atunci, dragii mei, ce vă invit este zi de zi să vă gândiți cum puteți face ca acest univers să fie pentru voi un loc prietenos. Pentru că în momentul în care considerăm că universul este un loc prietenos, parcă mintea noastră se deschide, parcă inima noastră se deschide și ne găsim oamenii potriviți în viața noastră. Fiecare fail, fiecare greșeală este doar un pas în drumul nostru către succes. Iar pas cu pas, învățând din fiecare fail, ajungem să fim ceea ce astăzi suntem. Pentru că astăzi am avut aici pe scenă o mulțime de oameni frumoși. Haideți să învățăm din failurile lor. Haideți să învățăm din failurile fiecăruia dintre noi. Pentru că astăzi, nu e așa, dragii mei, este cu adevărat o zi minunat I love failure I love I love I love I love, I love, I love failure, failure.